Sunt Licia Ionia Bugulescu și candidez la Senat, locul 1, pentru Partidul Mișcarea Populară Timiș. Astăzi mă aflu în Lugol și sunt foarte bucuroasă întotdeauna când pot vizita acest oraș frumos, al doilea ca mărime după Timișoara, un oraș înfloritor, care mereu a avut o economie bună și de aceea a fost un oraș prosper. Chiar din 1907, aici a fost înființată prima fabrică de textile, urmată de alte 9 fabrici. Întotdeauna economia unui oraș contribuie foarte mult la bunăstarea cetățenilor și întotdeauna depinde foarte mult de producția care are loc în acea zonă. De aceea cred că e un moment oportun ca mult mai mulți investitori să fie atrași către orașul Lugoj, mai ales că acum este și autostrada aproape, ceea ce reduce foarte mult costurile de transport. Îmi doresc ca viitorul copiilor și tinerilor din Lugoj să fie unul bucuros, fericit, să-și găsească locul aici și să nu trebuiască să plece în afara țării. De aceea cred că și în Lugoj putem continua lupta pentru a atrage cât mai multe investiții și pentru ca oamenii de aici să se bucure de cât mai multă prosperitate.